Salut, eu sunt Carol și bine v-am găsit la episodul cu numărul 2 din seria de lecții în fizică. În acest episod vom vorbi despre mișcare, cum tu te miști prin atmosfera acestui ter. Ei bine, mișcarea este o schimbare în poziție a unui obiect. Pentru a observa mișcarea este nevoie de un reper sau de un cadru de referință, cum se mai numește reper. Reper și cadru de referință sunt sinonime. Să zicem că reperul meu este acest minunat arbust. Iar eu vreau să mă mișc în raport cu el. Eu arbustul mă mișc. Eu în raport cu arbustul mă mișc. Dacă vreți, mă mișc în schimb poziția în raport cu arbustul, da? Vedeți? În schimb poziția în raport cu arbustul, da. Bun. Acum s-a schimbat ceva la mine. S-a schimbat? Ei bine, voi vă zice că nu s-a schimbat nimic, doar că te-ai oprit. Păi da, când nu te mai miști, se spune că ești în repaus. Există două stări. Mișcare, când îți schimbi poziția în raport cu ceva, cadrul de referință, și repausul, când nu îți schimbi poziția în raport cu acel cadru de referință creat de tine. Cum se poate întâmpla mișcarea? Păi, simplu, un obiect care nu poate fi mișcat ar putea exista, dar doar teoretic, pentru că practic nu se poate, într-un univers în care doar el există, în care nicio forță exterioară nu poate atinge. Sau ar putea exista un obiect acum și aici care să nu se miște, dacă nicio forță exterioară nu l-ar influența. Pentru că nimic nu este în repaus mer total, nici odată. Pentru că totul se mișcă. Aerul este o forță, tot te mișcă poate, puțin mișcă obiect. Mișcarea poate să se întâmple, așa o să vă zic acum. Mișcarea și forțele exterioare. Forțele exterioare sunt foarte tari, să știți, să știți. Mișcarea nu se poate întâmpla decât dacă o forță exterioară acționează și schimbă starea obiectului ori de la mișcare la repaus, ori de la repaus la mișcare. Exemplu, ai o minge. O lovești cu piciorul. Mingea, tu ai exercitat o forță asupra mingii. Mingea se lovește de poartă. Doar că pentru că tu ai aruncat-o foarte tare, poarta o aruncă înapoi. Adică mingea ricoșează. Păi, să explic. Când tu lovești mingea cu piciorul, ți se pare că doar tu ai lovit în minge. Ei bine, mingea a lovit în tine. Să vă explic. Tu când lovești în minge, exerciți o forță asupra mingei. Ai exercitat o forță asupra celui obiect. El exercită o forță egală, doar că în partea ta, înspre tine, sau în partea opusă de forța exercitată de tine, sau de orice altceva. Mingea a ajuns în poartă, lovindu-se de poartă cu o forță enormă, poartă exercitând aceeași forță enormă, doar că poarta fiind mai mare, a exercitat-o pe suprafața ei, din poartă. Respectiv, mingea a sărit din poartă. Pentru că s-a lovit mult prea tare de poartă, cu o forță mult prea mare, deci a sărit înapoi. Pausul este când stai nemișcat, când ești nemișcat în raport cu niciun cadru de referință. Poate am mai zis asta la început, doar că nu așa de explicit. Există mobile și imobile. Inerția. Inerția este atunci când obiectul se opune schimbării de stare. Tu când lovești ceva sau când exerciți o forță, de exemplu, asupra unei biciclete, tu ai exercitat o forță, ai frânat bicicleta pentru ca aceasta să se oprească. Bicicleta nu va frâna instant, va încerca să-și păstreze starea de mișcare inițială. Da? Deci știi când mergi cu bicicleta sau cu mașina că trebuie să păstrezi distanța și mașinile au parametrul de distanța de frânare. Ei bine, cam asta înseamnă. Când tu frânezi, mașina sau, da, încearcă să aplice o forță asupra ta ca să te facă gen, să nu se schimbe starea.
Dar cum poate ca o forță să te bage în repauzi? Pentru că este o forță, te aruncă, te propulsează. E bine, nu neapărat. Frâna nu te propulsează, ea te bagă în repauz. Și există o grămadă de alte exemple. Vreau să vă zic că chestia cu mișcarea și astea nu am luat-o eu neapărat și e modernă din mult. Asta este mecanica, adică este prima parte din mecanică, iar prima dată când a fost adusă vorba de mișcare și a fost explicată corect, a fost de către fizicianul englez Isaac Newton. O să vă zic o revelație de-a lui. El stătea sub un măr, iar un măr i-a picat în cap. El s-a gândit de ce mărul a picat în jos și nu s-a ridicat în sus. S-a gândit foarte mult la asta. Da, asta a fost revelația lui și așa au început studiile lui. Legea 1 a lui Newton. Ei bine, un obiect va sta în repaus, care este în repaus, va rămâne în repaus. Iar unul care este în mișcare va rămâne în mișcare până când o forță exterioară îi va schimba starea. Exemplu cu mingea este ceva foarte, foarte convingător. Cu ce se ocupă? O să vă zic, cu ce se ocupă mecanica? Adică am pomenit mai devreme de mecanică. Mecanica este un capitol al fizicii care se ocupă cu mișcarea corpurilor macroscopice, adică obiectelor care pot fi percepute de noi cu ajutorul simțurilor noastre, cum ar fi mașina asta, degetul meu, chiar și firul tău de păr. Este încă microscop. Cu asta se ocupă mecanica. Există foarte multe tipuri de mișcări. Putem vorbi despre mișcare la obiecte, cum ar fi arbustul ăsta, la câmpuri, la curburile câmpurilor, la particulele cuantice sau la lucruri mari, mari, cel mai mare bloc din lume sau la un viet quark. Cam totul în univers se poate mișca. Nu? Da. Totul în univers se mișcă continuu pentru că totul este acționat de o oarecare forță, oricât de minor ar fi ea, tot timpul. Mișcarea este distanța parcursă într-un anumit timp cu o anume viteză. Asta este mișcarea. Iar pentru ca ea să se poată întâmpla, recapitulăm, este nevoie de o forță exterioară. Să sperăm că prezentarea despre mișcare v-a ajutat să înțelegeți ceva. Vă rog să vă mișcați puțin, pentru că aveți ce să vă mișcați după ce veniți chestia asta. Și sper să vă mișcați mult, să vă gândiți la asta când vă mișcați sau când frânați și la exemplu. În episodul următor, vă dau un spoiler, o să vorbim mai mult despre legile lui Newton, o să caut, o să încerc să caut mai multe ca să vorbim. Eu am fost Carol și cam atât. Pa!